Este onorant pentru noi să fim parte în această ceremonie astăzi și sper să fie un semn bun și pentru Forțele Navale Române să avem astfel de ceremonii în viitorul apropiat. Tocmai asta voiam să vă întreb, când vă așteptați să avem și noi o astfel de navă? Suntem în perioada de finalizare a documentelor pentru a obține aprobarea prealabilă a Parlamentului pentru construcția a două nave de patrulare și sper să se întâmple acest lucru, toate documentele să fie aprobate în timp oportun pentru a putea să aducem în Forțele Navale Române, în Marina Militară, capabilități noi. Dacă este... să faceți o listă de cumpărături, ce ar avea nevoie Marina de la noi în acest moment? Avem programul de înzestrare al Armatei României care spune foarte clar ceea ce dezvoltăm în următorii 20 de ani. Este primul proiect, cel al celor două nave de patrulare. Cel de-al doilea proiect, am intrat în acest program european încă de un an de zile, de anul trecut, în programul Corveta Europeană. Vom construi 4 corvete noi pe programul și pe modelul, pe proiectul european. Avem de asemenea în programul de înzestrare al Armatei României, în programul de înzestrare al Forțelor Navale Române, construcția 3 fregate noi. Sunt doar câteva dintre programele noi, se întinde acest program pe un termen de 20 de ani. Există și un deadline, adică atunci când le vom vedea la Constanța? Da, există. În ce an? Există. Primele nave, probabil o navă durează cam 2-3 ani, o construcție a navei. Deci după semnarea contractului, ne așteptăm ca în maxim 3 ani să avem prima navă nouă la Constanța. Dacă ne-ați putea spune un an, când vă gândiți dumneavoastră că am putea avea prima navă? Sper să semnăm contractul în acest an. Deci în 2026. Și în 2027, nu 2026, sunt 3 ani. 2027 ar trebui să avem prima navă nouă în portul Constanța. De 20 de ani de când este Damen la Galați, au făcut peste 15 nave militare pentru alte state. Pentru noi nu s-a făcut nimic. Cum vedeți lucrul acesta? Da, atât a putut oferi România pentru noi, pentru Forțele Navale Române. Noi suntem o structură bine organizată, bine pregătită cu ceea ce primim în înzestrarea Forțelor Navale Române. Știm ce să facem, să asigurăm contribuția euroatlantică și de asemenea să reușim să ne îndeplinim misiunile naționale în conformitate cu legislația în vigoare. Vă mulțumesc pentru întrebare.